cum ar trebui să fie credința în vremea coronavirusului pentru că ajungem în, în Să acaritatea. încoroneze, să încoroneze sufletul. Adică până la urmă, înaintea, înaintea morții, suntem toți... Știi că aud de ani de zile, am și spus-o zile trecute, de ani de zile aud că noi nu mai suntem ca bunicii noștri, că suntem mai dezvoltați de unde în fața coronavirusului. Suntem la fel Tot la, la piramidon de... ar trebui să ne întoarcem. Mie, mie lipsește piramidonul, de exemplu. Chiar nu mai există piramidon. Da. Da. Și sunt probleme cu paracetamolul că ar fi făcut în China și atunci e un pic mai greu. <laughs> Acum, să mai spun o treabă. Ne-au indicat să folosim linguri de unică folosință. Păi asta vreau să zic. Dacă făcut un... în China, ce facem? E un comunicat, nu, nu, n-am mai avut timp să le facă. E un, comunicat de presă al Patriarhiei Române, e prima dată când se întâmplă în a am, am mai fost, da? într-un context, a mai fost într-un context, dar nu chiar atât de... Și dăm voie să citesc aici, persoanele care manifestă simptomele de gripă de orice fel și simptomele de coronavirus, descrise de autoritățile medicale sunt sfătuite să evite în aceste zile, în aceste zile locurile aglomerate, inclusiv spațiul bisericii, pentru a nu expune și pe alții la o posibilă îmbolnăvire. În acest timp, persoanele respective pot asculta Sfânta Liturghie difuzată de Radio Trinitas și Trinitas TV. Aici o reclamă mascată, dar trec peste ea. persoanele care au teamă de îmbolnăvire prin împărtășirea din Sfântul Potir cu lingurița comună pot cere preotului, în mod excepțional, împărtășirea în orice moment al zilei. În momentul în care, le poate, în care le poate fi oferită într-o linguriță adusă de acasă și folosită exclusiv în acest scop. Dacă ar trebui sfințită, împărtășim, desfințim și o luăm acasă sau o lăsăm la biserică, zicem lingurița 13, lingurița 14. Soluția este una de mediere. Arată odată în plus că biserica nu e paralelă cu statul. Uhum. Biserica, atunci când e nevoie de ea în mijlocul efortului statului de a-și proteja igiena uh, populației, este parte integrantă acestei, uh, cum să-i spunem, politici sanitare. Uh, dar asta arată odată în plus că uh, nu cred că e nevoie să le spunem oamenilor din biserică cu bun simț că trebuie să stea acasă când sunt bolnavi, Eu o fac. Să spun de ce. Ei văd când tușesc, tușesc cu foarte multe gene, dacă au tușit a doua oară pleacă acasă. Dacă au strănutat repetat, nu i-au făcând-o des. Sau ce puțin la catedrala din Sibiu, când omul se simte că nu e în toată starea lui de sănătate, pleacă. Adică are în el deja o... Oamenii noștri știu ce au de făcut când sunt bolnavi. Oricum, exagerările noastre în perioada asta mi-au dovedit pus că suntem extrem de fragili și temători. ce corect în, în, ce îmi place mie mult în acest mesaj este acordul bisericii la efortul statului de a ține oamenii sănătoși. Adică nu ne este indiferent ce se întâmplă și nu zice, hai mă, hei, rup, că acum vă arătăm noi cine e biserica, nu noi știm cine e biserica. Deci de că România asta a trecut prin holeră pe când nu aveam statul acesta, a trecut prin o prin tifos exact tematic pe când nu aveam statul acesta, dar preoții erau acolo. În șcheii Brașovului păstrează memoria unui preot care a murit la vremea ciumei și care a fost omorât de plutonul de execuție pentru că și-a permis în sâmbătă mare să nu-i lasă fără împărtășanie pe credincioși. S-a dus din, din, casă în casă și i-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos la modul în care se păstrează în cutiuța pentru bunav, dându direct din mână. Mâna e pentru unică folosință, adică o să și o mai folosești o dată, mm -hmm. Și am împărtășit pe toți. La sfârșit, când s-a aflat asta, toți oamenii din zona respectivă împărtășiți au scăpat, există documente. El a fost împușcat și îngropat într-o într poiană deasupra unde a fost pus într-un mal de unde credea că nu-l va mai scoate nimeni niciodată afară. Până în anul următor de înviere, când a izvorut un, un izvor, de-aia se cheamă izvorul de la Fântânița Popii. Și fântânița a izvorât de sub trupul, de sub trupul preotului. Și l-au purtat oamenii pe brațe, l-au descoperit ce s-a întâmplat cu el și l-au purtat pe brațe până în cimitir unde l-au îngropat. Adică, cred că maturitatea pastorală a bisericii e un pic mai amplă decât maturitatea sistemului nostru sanitar de acum, pentru că nouă ce ne lipsesc vă, sunt oamenii care sunt specialiști pe epidemii ne n avem epidemiologi perească Dumnezeu de ceva am ascuns specialitatea asta, nu e bănoasă nu e, nu dă nu se vede public, nu face uh -huh. nu -avem, avem clinici de epidemiologie de exemplu atunci ce te faci când într-un spital ai un singur epidemiolog la 400-500 de saloane da. Ca un psiholog școlar la 6000 de copii în școală. Știi, Acum, așa. pentru că tot am ajuns aici, te-aș întreba, e o discuție atât de veche legată de uh, Biserica Ortodoxă Română, pupatul icoanelor, pupatul Popatul moaștelor, Deci și dacă eu ce măsură dacă, e igiena... Dacă eu aș vedea un om murind din pupa. eu cred că se moare din nepupatul icoanelor și moaștelor, să știi. Uh -huh. Și mi-aduc aminte și eu în copilărie de Paști, când mergeam și luam Paște din aceeași linguriță la cu care mai luau tot satul. așa. Oh, era o linguriță, da. Nu, era da, nu. da, nu, dar eu am văzut un cu tenie. linguroi zdravă, da? în așa, da. Deci nu moare nimeni din pupatul moaștelor, icoanelor și cred, din... Eu cred că noi suntem dispuși să exagerăm foarte mult în defavoarea bisericii. Uh -huh. uh, am auzit de atâtea ori că este cu pupatul moaștelor, încât mă, mă distrează enorm de mult să constat că cei care sărută moaștele rămân vii, ea cei care nu se rută se mortifică într-o singură idee. Se obsedează. Devine așa, monofazici. Prefer să zâmbească la mine decât la psihiatru oamenii. Prefer Corect, de adevărat. Murire. Perfect, adevărat. Uh, apropo de întrebări neapărat mai, mai grele, vorbim în Europa acum de, despre al treilea sex, intersexualii. Deja cumva e un legiferată, e o specie până la urmă în, în Europa. Cum, cum vezi lucrurile astea? Eu am spus ce crede NANU cu referendumul și mi-a ieșit pe NAS. Mm. Citeam de un o recenzie făcută de un Referendum de... Pentru... Familie, familie, pentru familie. da. Am văzut o recenzie la un articol, un studiu pe care l-am un articol publicat într-o într-o carte la Humanitas al unui, unui domn care spune că minimalizez aportul homosexualilor la cultura română și la perioada de pușcărie comunistă a homosexualilor. Alegerea sexuală nu ne face nici mai buni, nici mai răi. Am auzit foarte des, vorbindu-se în repetate rânduri despre primul ministru al Serbiei, că este o doamnă cu altă orientare sexuală decât cea clasică. Nu cred că asta a făcut-o prim-ministru. Dacă nu face valoarea lui ca manager, înseamnă că ne-am dus, ne-am nenorocit. Apariția tuturor acestor Androgini. tautologii anatomice vin și din nevoia aceasta de a, de a dovedi lumii că se poate. Noi încercăm să o la limită. Morala și ne iese. Morala se deslimitează în etică. Etica, dacă morala stă sădită pe Dumnezeu și pe, pe știu, cum să spun eu, pe ordinea naturală a lucrurilor, etica stă pe ordinea socială și pe lege. Mi-e uh, teamă că avem multe elemente de ordine socială care cultivă această uh, epatare anatomică manualul de anatomie nu poate fi schimbat. Putem schimba ce vrem noi, dar manualul de anatomie nu. Nu am textul aici, dar mi-am adus aminte acum textul pe care l-ai scris. La fel, un discurs sau o cuvântare, dacă vrei, în momentul în care a fost respins ne -am învins. referendumul ne -am pentru am familie. Învins. Și o dezamăgire mare în ce am citit atunci, în ceea ce ai scris, și cumva spune că, că tere tere nu m-am nu am amăgit din viața publică pentru un fel. m-am retras din tot ceea ce a însemnat sprijinirea unor acte sociale. Îți dau un exemplu în, în grupurile mele de gândire și de reflexie. Sunt oameni care nu împărtășesc același punct de vedere cu mine ne-am sprijinit întotdeauna, cel puțin în lucrurile ontologice fundamentale am stat împreună. Am constatat atunci cu ocazia aia că merit să fiu spânzurat în mijlocul orașului, că merit să fiu ars pe rug, devenise dușmanul numărul unu al unor oameni pentru care mi-am pus sufletul să-și zidească mm. instituțiile și să le țină deschise. Instituții de stat. Și mi a dat seama că nu mai merită treaba aceasta făcută pentru că tu investești enorm de mult efort pe care pare ar trebui să-l investești de fapt în oamenii care cordializează și cu adevărul tău profund. Am auzit de curând că un prieten foarte apropiat mie spunea unor alți prieteni că nu va mai boteza copilul în Biserica Ortodoxă pentru că Părintele Necul a fost anti... Eu n a fost anti nimic. Eu am fost tocmai în favoarea copilului care s-a născut din el. Dar e greu să explici asta unor oameni. Și oricum, prezența unora dintre ei la biserică este mult mai redusă decât prezența mea în lor. Și ce facem în uh, condițiile astea? Că ne trezim ne rugăm, că prieteni. Ne rugăm. Prieteni eu m-am retras și m-am rugat. Prieteni buni, oameni în care am crezut, da. oameni pe care i-am sprijinit, oameni cu care credeam că avem o comunicare uh, excepțională, inclusiv starea de empatie, fac lucruri de genul ăsta, te atacă până la urmă sau se despartă dureros și scandalos. de. Păstrăm de... proporțiile, eu știu că eu da, am fost apostol. N-am uitat asta. Adică se poate întâmpla ca din familiarii tăi, mă refer nu, da, la familiarității. Cer un aceasta sfat până la urmă de la un duhovnic. Deci, de obicei, deci, prințele necula, de obicei ierzi. De obicei ierzi, dovada a fost că de fiecare dată. Da, a stat deci în trebuie continu... să ierți. În Dar de ideea de prietenie atât. și asta nu mai rămâne. Dar asta e bine să nu împrăștii cu oricine. Uh -huh. E bine să fii foarte pernicios așa la capitolul prietenie. Nu cred că. Dar nu cred că. Nu e ok să spui friendly oricui. E adevărat. A, asta a fost și o friendly lecție. pe Facebook, a fost, a fost o lecție bună <laughs> la urmă. Da, da, și eu am învățat, eu am învățat foarte mult din asta. Învățăm să iertăm și am mai învățat un ai... lucru. Da, am învățat vr. un lucru, iartă mă că vin. Am, am constatat că cei din popor, oamenii, au înțeles. Uh -huh. Au înțeles și au înțeles. Da, dar până să înțeleg oamenii din popor, organizarea acestui referendum, din punctul meu de vedere, a fost dezastroasă. Unu, doi. A, fost, a, avut o chestiune politică, pentru că a fost un partid care a susținut asta cu liderul cel mai important. Și care n-a făcut nimic pentru... Și care n-a făcut nimic, avut. cu atât mai spun, dar de a pus în Deci este în pila, un sabotaj interior. Dar a pus pila. da. 2 și 3, Întrebarea era atât de alampicată pentru numele lui Dumnezeu. Păi nu ne-au spus oamenii din domeniu că nu poate fi schimbată ca să o constatăm, să o constatăm schimbată total în alt referendum. Puteam exact, puteam să, pune, punem Un referendum, întrebare. printre alte, organizat de același partid care era la guvernământ. Puteam să facem întrebarea da. cum voiam dar noi. Sărim liniștiți peste acest capitol. Este un sărim, capitol sărim, am înțeles, dar nu mai rămânem prieteni cu ce. Nu e vorba de prietenie, e vorba doar că îi păi nu, de departe și dacă au nevoie să intre în foc A. pentru ei, oricum o voi face. Am înțeles. Eu știu că în momentele grele, de exemplu, eu de, atunci în eu de atunci încoace m-am întâlnit cu foarte mulți dintre ei care nu ne-a reproșat nimic. Nu de reproșat. Ideea dacă undeva sufletește, mai rămâi prieten cu ei. În principiu, nu. Dacă în lipiți de Hristos, între noi și Hristos nu ca prietenii false. Dacă stă în distanță între noi și Hristos, încap tot felul. Frumos spus. Dar căsătoria între persoane de același fel? Pentru mine este un capitol închis. Nu o să, dacă mi se va cere vreodată să o fac, îmi voi pune reverendant. Dar nu cred că biserica va accepta asta. Biserica nu, dar statul poate să, să accepte. Fie în statul. statul să fie sănătos, statul poate să fie. asuma ce vrea. Statul a asumat uh, trădări mai mari decât asta. Uh -huh. Mult mai mari decât asta. Uh -huh. statul, statul, de exemplu, este într-o neputință perpetuă de a-și educa copiii. Nu de avem -și mai mult decât spitali, 10 minute, de -a... dar nu asta contează. No. Uh, Te-aș să spun, totuși, uite-te în ochii mei, și când aș fi, că aș fi venit la spovedanie dacă ți-a spune că până la urmă căsătoria a două persoane de același sex e treaba lor? E ok, e corectă, dar atunci din treaba lor nu fac treaba noastră. Există uh -huh. o decenie. Eu cunosc suficient, Am de multe, suficient de multe perechi uh -huh. pe care nu le-am atins cu un deget și pe care le-am spus ce asta. au făcut exact pentru nu faptul te, că te în stare, deci, din punctul meu de vedere cred că manipularea pe subiecte mai mare decât subiect. Și asta e adevărat. Și oamenii care sunt uh, agitatori de grupă sindicală sunt mai periculoși decât sindicatul ca atare. Și văd o agresivitate de ambele părți, da, știi, în da. egală măsură. Se crește. Sunt și se, care amplifică, se amplifică tensiunea se amplifică. Se amplifică, pe celelalte. Da. În ceea ce privește adoptarea. Dar eu, eu sunt curios, ce-ar fi așteptat să fac eu ca preot al bisericii să-i aplaud? Să le aprind lumânări aromate, ce? nu? dar uh, nu-i firesc ca spun un... Evanghelia spune asta, îmi pare e, rău să o spun. Ești, da? ești pe aici, ce vorba. E vorba, da. e vorba da. de uh, faptul că argumentezi de fiecare dată și o face atât de înțelesul tuturor și o face atât de frumos încât ești cel mai mare. Dacă dușman. era pe tuturor, era și pe al lor, și da. Tuturor da. celor care cred da. în asta și, da. și asta deranjează cel mai tare. Prefer să rămân deranjant. Sunt convins de asta și de nu aranjant. trebuie să te schimbi, da. asta e clar. Nici nu te mai întreb, dar aici, am să te, aici sunt total în ideea asta de uh, familii de același sex să, să înfieze copiii asta. Nu, nu, -mi nu știu, că l-am auzit pe domnul Cristian Tudor Popescu în să spun asta, păi, că, în momentul, toate... da, că în momentul în care se va întâmpla să vadă de primul fapt, se va retrage din, va avea, avea o atitudine. Să nu fie prea târziu, dar în aceeași vreme să-și aducă aminte. Mm -hmm. Îl rog frumos, la momentul oportun no, să-și aducă aminte. Spun, nu, am citit, aici am citit și un editorial a spune în stilul caracteristic al lui Andrei Pleșu, care la fel zicea, domne, nu pot să fiu de acord vreodată cu ideea ca doi uh, bărbați, doi părinți uh, de același sex să înfieze un copil. Nu este Cum trăiesc în ideea de mamă și tată. Nu este, este argumentul nu. Din punctul meu de vedere, ăsta e un argument corect filozofic, dar din punct de vedere al vieții practice și al legalității, dacă se va da vreo lege. Nu. Deci, Dilemele noastre interrogațiile interogațiile noastre personale în fața declarațiilor legii nu contează. E adevărat, dar de ce nu ar este fi exact un... ce se întâmplă acum în România? Suntem în țara în care dacă violezi un copil ești liber. Te ține un pic acolo dacă scap de colegii de celulă că așa Nu mai da, Nu dar legea este extrem de permisivă și de interpretare. Dar de ce nu e un argument ăsta să spui că nu Pentru că să... interogația noastră, ei nu au interogația asta. Nu, nu, nu. Vorbeam de Andrei Pleșu. Da, e interogația lui. Zice, mă, cum se va face? Îi spun foarte simplu, pentru noi e simplu. Unul asumă a, rolul de ei. mamă. ei? Bun. Deci, dacă da, este să mergem până la capăt pe nu firul logic eu. A legii... Eu, eu pot, pot să spui foarte simplu. Eu sunt mamă, el e tată, dar în da. fapt nu există ideea asta. Nu știu, o să vedem, pentru că din nefericire pentru noi nu avem bun, o, cele o, răspuns, o lectură a urmărilor cele răspuns rancă, E da. Ce le răspunzi celor care susțin ideea de a un cuplu homosexual poate înfia un copil? Nu le răspund nimic. Ce este... le spui? Nu să le, le spun răspunzi, că nu, că e, că nu te Din punctul meu de vedere nu este o chestie sănătoasă nici pentru copil, nici pentru ei. Uh -huh. Un răspuns foarte simplu da, adică, și foarte clar. Și am văzut în perioada aceea ce ușor erau date, ca exemple divorțurile din familiile bărbați-femei și familia a fost făcută praf. Deci trei luni de zile, septembrie, octombrie, noiembrie, Familia românească a fost făcută varză, toți eram bețivi, cretini, idiosi, dobitoși, ne batem nevestele, ajunse să fim cei mai urâți bărbați din lume. Și am constatat că imediat, în ziua când s-a publicat răspunsul, n-a mai, mai comentat nimeni nimic. Au constatat că ura noastră pentru ei nu este atât de mare cum este ura Spune, lor pentru care noi. Care e răspunsul? Răspunsul la ce? Răspunsul la, la acest fapt, la ideea de... Da, ei au crezut că îi urâm, nu îi urăște nimeni nu iurește nimeni. A fost doar o încercare, eu zic, decentă și democratică de a asigura un spațiu de siguranță, vezi cum sună, asigura siguranța, ca așa am ajuns, un spațiu de siguranță conceptului de familie. E adevărat. Apropo de această comparație care se fac mereu și vii cu argumente care nu au nicio legătură și nu au nicio logică. Vezi, Doamne, că în familiile tradiționale, în familia normală sunt divorțuri și bat copii și bat nevestele. E, nu răspuns cu așa. lucrul ăsta. S-a vădit că ulterior au fost câteva știri care devădeau că și în celelalte familii există riscul ăsta, că există divorțuri și acolo, că există crime și acolo, doar că pe unele le hiperbolizăm și pe cealaltă minimalizăm. Ne facem pe vârful sau, să nu există. Da. Apropo de asta, aud de multe ori de ce se fac biserici și nu se fac spitale. E, același... asta e asta, e... clasică. E, da, e clasică și un pic, eu din punctul meu de vedere, eu am sperat să fie depășită situația. Am văzut pontuța asta, că suntem pregătiți pentru coronavirusul, că avem 20.000 de biserici. S-ar putea asta să fie un atu. Chiar să fie un atu asta. Uh, îți dau un singur exemplu. După moartea Cristinei Țopescu, ne-am vorbit un pic înainte de misiune da. de emisiune despre asta. Înainte, după moartea Cristinei Țopescu, Dumnezeu să o odihnească și să o, să, să o țină în liniștea Lui. I-am auzit pe foarte mult vorbind de nevoia unor detașamente speciale, anti-izolare, să salvăm oamenii izolați de oameni. Noi le avem. Sunt parohiile, sunt oamenii. Lasă-ne să ne facem meseria. Vezi? Avem și o funcție taumaturgică din acest punct de vedere. Preotul când spovedește ține dezocupate câteva cabinete de psihiatrie, de foarte multe ori, pentru diverse chestii. Când sfătuiește corect și conciliază corect, inclusiv în chestiune de psihologie școlară, în chestiune de psihologie a familiei, evită aglomerarea multor spații altfel uh, ocupate. Apropo de ce de nu sti... vedem asta? E adevărat. De Apropo de, sti... de spații, uh, ce le spuneți celor care zic, Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici? Eu le-am răspuns atunci, nu păi mai știu. Dar, pe tema pe asta, ce să să mai zic? Acum, după zicodată. ce am văzut catedral, am dau seama că e și mai proastă gluma lor. Uh -huh. uh, Dau un exemplu care mi se pare fundamental. Ce ar fi fost să construim din lemn platforma de la Măgurele care produce cel mai puternic laser din lume? Unele lucruri de valoare se țin în casete pe măsură. Dumnezeu cred că e un pic mai valoros decât o, o undă de laser. Cu tot efortul și cu tot respectul și cu toată iubirea pentru cei care produc laserul la de 10 pentavate. Adică sunt casete în care trebuie să ții lucrurile de valoare. Catedrala are și o calitate pe care eu n-am bănuit-o prima dată. N-am bănuit-o deloc. Ia pune în valoare spiritul creativ al unui popor. Exact cum platforma de la Măgurele este proiect 100% românesc. Proiecția toată e românească. Și acolo am găsit o chestie care pe mine m-a uimit. Platforma stă pe 1056 de piloni de autostradă, la melare, așa, care nu lasă mai mult de un micron să se închine, mi-au explicat oamenii de acolo. Pentru ieșirile din București ne trebuiau doar patru piloni. Câte ieșiri din București s-ar fi construit din Lastrul acela care până la urmă a remarcat are, are și o funcție medicală, dar și una spirituală de metamaterie până la urmă, iată mm -hmm. altă mâncare de. Pentru păi întreb de Bing Bang ăla că da. cum se împacă cu Dumnezeu ideea de Bing Bang de începutul păi El trage lui... clopotul la Bing Bang, Dumnezeu e cel care produce primul Veste... bing și primul bang. Da, da, ești cel mai <laughs> da. cel mai prizat eu am trecut casul, prin asta. Eu, ești cel eu mai prizat uh... eu am trecut printr-un ateist foarte tâmpit. Prima mea prima dată eu am citit Biblia, Biblia Hazlie. Biblia Uh -huh. a dar mi s-a părut proaste poate. Nu, dar răspunsul ăsta al tău arată de ce e cel mai prizat. Asta cu prizatul mă așa ține. Deși no, no. văd că dacă prizezi ajunge bine, ajungi, în sensul bun ajungi antrenor lui. la echipa națională. Dacă <laughs> ține. Ai, fiecare, cu fiecare cu tinereț, lui acum. Da, da eu cred că un, de să știi că eu cred că un om care se pocăiește și conștientizează lucrurile pe care le-a făcut e un factor pedagogic de mare valoare. Asta admir eu la rădoi. Rodoi, de exemplu, când ne întoarcem la fotbal fără să mergem. Da. Rodoi, de exemplu, îmi dovedește care o maturitate foarte mare este printre puținii antrenori care l-am văzut la meciurile echipei lor românești. Steaua, Dinamo, Craiova, cu CFR-ul mi se pare uh -huh. că a fost ultimul. A fost, a fost. Domne, agitat. Nu trăia ca un tiuca, ca să întrec eu cu pixul Da, aici, da, da. omul era, da, era cal, fierbinte, țipa, se agita. Am avut acum două săptămâni în studio și mi-a făcut o impresie incredibilă. No, este... Visează fotbal, e un profesionist săvârșit. Și Piața avem, lui avem câțiva, fotbal. să știu, eu sunt extrem de demarcat de câțiva dintre antrenorii noștri. Pentru mine... Care îți mai place dintre antrenorii? Dan Petrescu îmi place foarte mult. Mi-a plăcut da. foarte mult atitudinea lui după înfrângerea de la Sevilla, care este absolut o, da, da, o atitudine de adevărat, profesor. Adevărat, da. Da. E o chestie de profesor. Uh, îl admir foarte mult pe uh, Edi Iordănescu. Îl, îl văd în media și îl știu de la oameni cât de atent mm -hmm. este în ceea ce face și sunt extrem de preocupat de, de oamenii care n-au părut niște fotbaliști mari, a se vedea Klopp de exemplu. A fost un fotbalist să gura tărgării, dar are o pedagogie extraordinară. E cel mai mare al lumii în momentul ăsta. Eu zic că nu numai în momentul ăsta. Ei, aduce, aduce, mi-aduce aminte o să de, de, de o... da, da de. Calitatea de place. a pune oamenii simpli la locurile potrivite pentru Dragume. a face mari. Eu țin de cu Liverpool timp, de când eram copil da. Da, de când... și nu vine să cred și cu Craiova. Și uite, nici Craiova n-a câștigat un campionat în curând de 30 de ani de. Liverpool la Liverpool se va întâmpla poate reușim și cu Craiova. Vezi că în lumea miturilor ăstora, ale lumii moderne, biserica este de fiecare dată de partea adevărului. Uh, Mi-aduc aminte pf, în urmă cu mulți, mulți, foarte ani. Și la meciul cu Fiorentina, dacă ți a aminte al Craiovei. nu? Deci mi-aduc aminte că tata a venit de la biserică cu lumânarea aprinsă. zice ce ai făcut? Ce ai fost la Nu v-am adus să-i mulțumesc lui Dumnezeu că n a văzut. Tata nu ținea cu creaba. Super. Tata era stegar, stegar. Dar unitatea a dat... Eu nu am să uit Brașovul noaptea când a câștigat Steaua Cupa Campionilor niciodată. Da, incredibil. Adică nu, sportul de lecții nu mai în da, sportul da, da. de lecții în continuare. E cazul copilului acesta australian, nu? Care i-a prezentat funia mamei să să se ucide și a doua e sau adevărat. a treia zi l-au luat băieții de la Ruibi să iasă cu iepe de găină. Da, adică dă gesturi și mai e ceva. Când a, au jucat România cu Suedia, mi se pare că au chemat copiii pe stadion și au cântat imnul. Cum sună imnul României cântat de 30.000 de copii? În, aș interzice da. intrarea pe, pe stadion al cuiva decât acestor copii, cu toate eforturile făcute atunci. Am auzit câțiva specialiști, experți în psihopedagogie îi deja într-o da, an... care care voi ce spunea unul ce grav este ce... Mm -hmm. ce să fie grav când eram jucător de fotbal la cluburile sportive de copii ne duceau profesorii să vedem pe viu cum se joacă adevărat, fotbal nu poți înțeleză. să te uiți numai la televizor trebuie normal. să simți noroiul, șutul, transpirația da, să-i vezi da. pentru mine cea mai, cel mai bună lecție de viață mi-a dat o mare Lăcătuș de când eram copil am alergat cred că pe tușă cu el copil de minge o vreme și apoi prin tribune doar să văd dacă fac față la cum alergă și nu mergea nu, 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 nu. Era un vitezist și echipa de stele era, se spune, de vitezist. El era la Brașov în vremea aceea și să știi că sunt legat de echipa cu stângaci, în parte, cu Voidean cu Mandoca, cu el, cu... Da, Brașov Adică te creșteau, erai coleg de... Acum erai cu ei în cartier și jucai o miuță în fața blocului și acum erau oamenii de pe teren care le vedeau. asta îmi spunea cineva despre echipa Cravei echipa Crăvei cu și cu Stică Ștefănescu, o echipă pe care o știam pe din afară de camaraderie care e legat de felul lor de a fi oameni. De faptul că erau în cartieri vecini cu ceilalți da, da, și da, nu, da. nu erau megastar, megastarurile care da, sunt, sunt da. acum și la care da. nu are nimeni. Um, lumea îi atingea pe stradă. Da, acum pe în, în faptul România faptul. nu e cazul că rămân aceiași băieți meri și de calitate mulți dintre ei. Da, da, în principiu da. Mulți, da, mulți da. foarte dar apropo mulți de, de nopți albe și de ce am semnat, mi-aduc aminte o, o noapte albă pe care nu s-o iei când Creava a câștigat la Liți într-o noapte oh, incredibilă, oh. că cu 2-0, dacă mi-aduc aminte, că până dimineața n-am putut să dorm. Ideea Uite, cu eu echipă... cât eram eu de anti-dinamovist, când ți minte cu Hamburger Sport Verein, am ținut, am ținut cu Dinamo, a fost la... da, pentru că a fi, Luchescu, român, da. a fi, român, este supra cluba. Nu cred că mai există asta. Supra nu mai există asta. Nu știu. Uh, trecem la întrebările grele, da? Da, de acord. Sunt uh, ești pregătit. Um, veste eu pun întrebările, dar... nu, 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 întrebările. Apropo da. de moaște, vedem această nebunie când, la, când se scot moaștele și știi că sunt blamate aceste adunări. Sau Asta aceste... e rostul lor, să scoată dracul din oameni. Cum, <laughs> cum le vezi? Că... Sunt segmente ale locuirii lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar e, nu, e modul în care Dumnezeu e ambibat. Pare tine. că e și o exagerare într-un fel faptul că numai la moaște se înghesuie românii și nu-i vedem și la alte lucruri care păi, țin de spiritualitate. Prefer la, prefer la moaște decât la urgențe. Uh -huh. Și prefer întotdeauna la moaște să-i văd nici nu e o înghesuială, să spun da, am văzut, am, eu am dacă, văzut și da, da, da. Dar Și dar, care dar, nu țin de E ca și cum ai merge de, de ziua Sfântului la, el acasă Știi, asta e problema, atunci de, se aglomerează total, total, de acord. Sigur că mai avem foarte mult de lucrat la cordialitatea între oamenii care alcătuiesc coada Dar nu-i vina moaștelor Revin. Asta e adevărat. În drum spre maște mai este și dracul mai este și dracu din tine. Știi? E și o funcție de pelerinaj Dar, interior. Nu, nu, nu interior, poți știi? să dai de fiecare dată vina pe Dar cel, care da, nu-i se spune numele. Uneori da, să știi. Eu am rămas șocat <laughs> de altceva, în schimb. Vreau să spun că sunt lucruri pe care le-am trăit pe, 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 viața mea, în care, fără să știu vreodată, erau aduse maștele Sfântului Andrei Șaguna de la Rășinar, la Sibiu, noapte au fost aduse și puse în, în catedrală. În altar, într-o mm <laughs> mică. Nu era canonizat Sfântul. Și afară cineva urla ca arde. Deci avantează Gărceanu. <laughs> <laughs> uh, Muntele Atos. Uh, spune de ce a trebuit să... N-am ajuns la Muntele Atos, dar trebuie să-ți măturisesc. Nu e voie. Nu, nu să-ți măturisesc, că îmi doresc să merg. Dar domne, pe de altă domne, parte, un prieten foarte apropiat a, a ajuns acolo și a fost un pic dezamăgit, ca să nu zic de dezamăgit de... Probabil că a fost o diferență între ceea ce... Important este să chipeam. nu mergi cu amăgiri în muntele Atos. E uh -huh. un spațiu tot de oameni. Am înțeles. E grădina Maicii Domnului, dar grădinărită de oameni. Care au și de ce, și de ce trebuie, rău. de ce e necesară o vizită uh, la muntele Atos? Uh, Învață-mă. E ca și cum ai când câștiga la tenis, cum, cum ca și cum ai câștiga la tenis un grand Slam. Aha. Uh -huh. E participarea e, la un grand Slam. e... e da. Eu a capadocia, 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 zona Bisericilor Apocalipsei din Turcia, Ierusalimul, mm -hmm. sunt totuși spațiile care ne-au creat biserica, ne-au adus biserica mai aproape. Iar atosul e de o frumusețe sufletească adâncă, din calea afară. care. de că la prodromul stai pe chilie, da, te uiți așa mm -hmm. de pe deal de, din chilie și poți să vezi o linie dreaptă la o mie de kilometri Constantinopol în zilele senine. Și te legi de tot ce a însemnat Constantinopol. Bizanțul în istoria lumii. Și îți recapitulezi toată treaba asta. Te duci noaptea la priveiere, tu acasă și că dacă te coși la patru dimineața, ești chiar și te trezești dimineața greu și îți trebuie o găleată de cafea. Acolo te poartă liturgia și rugăciunea până înaintea lui Dumnezeu și simți că ei viață, nu e somn. Și când te trezești dimineața, ți se pare ciudat că trebuie să dormi. Și se pare ciudat că trebuie să dormi. Să vezi livezile de măslin, parcă și ele cântă liturgia. Prodromul nostru este, printre altele, cred că una dintre cele mai frumoase bijuterii pe care le are Maica Domnului pe Pământ și Sfântul Ioan Botezător. se vede clar acolo că e a atins Dumnezeirea. Că Dumnezeu locuiește în spații mici, dacă vrei, și de lemn. El săracul stă unde îl pui. Dar sunt spații în care căușul palmei lui Dumnezeu ține lucrurile. Și spațiile mici și alea mari sunt tot în mâna lui Dumnezeu. trebuie să înțelegem că nu El e Cel care vrea să locuiască, ci noi e Cel care vrem să-L facem să locuiască împreună cu noi. Atosoare calitatea asta. Nici eu n-am vizitat Atosul la modul turistic. Odată am luat-o pe jos sau pe câteva mănăstiri, dar să știi că eu iubesc mult slujba la Atos, care este aceeași slujbă ca acasă, dar e făcută cu mai multă râvnă, mai multă dragoste și ai de învățat din toate cele. Pictorii de la prodromul, românii noștri, părinții de acolo, să vezi un parastas făcut în prodrom. Simți că părinții de acolo se coboară până în fundul iadului să se roage pentru oameni. E duhul lor, e care s-a transferat. Avem frăsine, eu aproape, dacă vrei, oricând poți să faci un exercițiu de atos. Avem, de exemplu, noi uităm în istorie așa de multe, de foarte multe ori că Tismana în vremea ei atonită, deși locuită de femei, păstra rânduiala atonită de sujbă de priveghere de toată noaptea. Cum să nopților care Ce nu face o biserica focurile. ortodoxă? Da, un, o hartă cu locurile Există. de pelerinaj din Există. România. Există? Există, sigur, da. Există. Uite, am să mă rog de cei de la Bazilica trimită. Da, te rog. Există, că, există și cum ar trebui să facă un loc o, o hartă cu uh, locurile în care se găsesc toate cintele moște în Europa, nu numai există în România. Există și asta, se lucrează există la ea oricum și în țara se, se lucrează. lucrează. Dar de exemplu, noi avem o carte foarte interesantă scrisă de părintele Ioan Ichi în Patericul românesc viețile părinților bisericii noastre, de o frumusețe ieșită din comun, tradusă în limba greacă. grecii acum citesc din patericul, citează din patericul românesc mai mult decât citează românii. Pentru că sunt părinți în biserica noastră, părintele Cleopa, părintele Ioanichie Bălan, părinții, bă, părinții, bătrânei bisericii, care strălucesc ca niște faruri. Gândește-te în plin comunism. În plin comunism, biserica dădea Sfinți. Și asta înseamnă foarte mult incredibil. Iar acum putem publica linii în pateric al pușcărilor comuniste. Cu mireni și cu călugări și cu preoți deopotrivă. Lucru care cred eu că e meritoriu pentru o țară. Absolut. O întrebare la care îmi doresc foarte tare să aflu răspunsul tău. Se spune din totdeauna am auzit din copilărie că păcatele părinților se transferă asupra copiilor. Într-un fel da, dar trebuie să ținem cont că între păcatele părinților și copii există botezul care rupe Bleste un lanțul ăsta. Problema este că botezi copilul, îl pui pe kilometru zero și îl redai părinților care îl aduc în același mediu educațional. De exemplu, copilul când iese din cristeniță, sigur nu are păcatul fumatului. Nu are cum. Dar tu și l aduci într-o casă în care de la botez se fumează. Și îl ții într-una și el crede că asta e normalitatea și el văzând mm -hmm. asta ca o normalitate. Acum nu că păcatul cel mai mare ar fi fumatul. Fumatul e adevărat. Dar revin, nu există păcate mari și păcate mici. Uh, există un mod de a reîntoarce într-un biotip de viață Bun. periculos, copilul. Nu, dar eu nu eu nu pot să fiu de acord cu un răspuns dintre ăsta în care cumva ocolește întrebarea. Am auzit de când eram copil, păcatele și nu ne astfel de păcate. Păcatele părinților se transferă copilul, se transferă? Nu. 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 Păcatele, pă, de că părinții mănâncă aguride, părinții, părinții mănâncă aguride și li se strepezez dinții copiilor, uneori copiii plătesc într-un fel sau altul într-o geneză morală păcatele. Ai pe altceva. Aia putem vorbi. Asta e sensul. educație. Asta e sensul. Asta, asta e sensul, asta de sensul de ce a ceea ce spune. M-am liniștit. Păi, Să știți că eu cunosc din, altfel... din părinți alcolici, lucrând da. mult cu partea da. aceasta de da. alcoolici și de că... o, 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 drogați, văd deja generațiile îmbătrânind. Deci cunosc părinții amândoi alcoolici și copilul un anti convins. convins. Nu prin contrapondere neapărat, și prin educație. Prin educație. Nu că te-aș fi întrebat care sunt păcatele părinților tăi care s-au transferat asupra ta. Acum eu aș avea câteva de reținut, dar nu ca păcate. Care ar fi acelea dacă vrei să le spui? Eu sunt o gură mare pe care dacă ar fi rămas Ai în politică de la... Dacă, da? de la tot ce înseamnă partea neamului meu. Uh -huh. Dacă aș fi fost un politician eram în continuare un mare, mare vorbăreț. Acum sper să rămân un mare vorbitor. Un mare vorbitor e foarte frumos dar mai mult decât atât eu Cred că deci noi ar fi sunt... timpul în Biserica Ortodoxă să văd atunci când vorbim despre sinodul un preot ca tine. Nu-i cazul. Eu, de sinod... ce nu e cazul? Pentru că sinodul are altă funcție. De că vorbim decât să despre modestie? Vorbim despre, de exemplu, în... În cu... de exemplu, eu sunt în acord cu ideea aceea că fiecare om Dumnezeu îi dă cateoharism. Cultivă sau sinodul, sinodul, Galicia... sinodul are, um, nu se ocupă cu vorbirea. Dar sinodul se sinodul ocupa de cu Sinodul cu alcătuit din arherei. Eu îmi doresc foarte nu. mult să rămân în continuare soțul soției mele. A. Și, și cu, ce nu te ar, cu ce nu ai mai deci, fi soțul soției? În sinod, în sinod nu sunt decât arherei. Arherei nu sunt înțeles. numai dintre călugări sau din persoane care le-au încetat din viața soțire și au fost hirotoniți ulterior. Prea, prea fericitul Daniel nu e. A fost călugăr. Că, nu este nu, căsătorit. Nu. 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 Și asta e una dintre bunele. Prea fericitul bunele, nici el n-a fost căsătorit. Dar au avut un... părinții prefericiți patriarchi care au fost căsătoriți? Uh, nu. Dintre patriarchi nu. Uh, ba, Justinian. Justinian, uh, asta uh, Da, Justinian a fost căsătorit, dar în aceeași vreme a rămas văduv. Uh, spune, are ceva dacă în timpul rugăciunii, când spune tatăl nostru, ne fuge gândul în altă parte? A cine e perfect? Nu e Eu întreb pentru mine. <sus> mine. Știi ce, ce a zis? E grijă numai că e ca la șofat. dacă atunci <sus> când șofezi concentrat, îți fuge gândul în altă parte, risc să te parcheze în celălalt. Uh, rog. Pentru că, zice un dintre părinți, nu tot ce, ce zice tatăl nostru se referă la cel din ceruri. E adevărat. Atenție. Cine a ceea de taină? Ai schimbat ceva în acest tablou adevărat al istoriei și al umanității? Locurile la masă, invitații, ți se pare... Nu e nu e cazul pentru că e un dat ontologic al bisericii. Nu, cred că ne jucăm. Aici putem face scenarii. De exemplu, dacă scoți pe Iuda de acolo, asta lumea ar zice, vai, da, ce teologie coerentă și liberală. Da, dar nu e adevărată. Nu e adevărată nu, e și adevărată. Și nu putem Adevărul să e unic și nu să se schimbăm, a... să Schimbăm, Să schimbăm nimic din ceea ce privește... Nu putem alinia adevărul la mod de tot timpul. Există raiul? Există iadul? Fără, fără îndoială. Care ar fi definițiile celor două? Cum mai defini o... raiul? Cine ajunge în rai? Raiul în cine? Raiul în cine? locuit în Dumnezeu. Uh -huh. Pe când iadul e imaginea aia clasică în care. Știi că există două, o pildă în care se spune că, cred că de la, din teologia Ai rusă, cu lingura, Da? Da, ăștia mănâncă liniștit și ei las să hrănească unul pe celălalt. Adică unii Lingurile erau la fel de mari, ăștia nu se puteau hrăni pe ei și ăsta era iadul. Uh -huh. Iar în rai, cel de aici îl hrănea pe cel de acolo și cel de acolo pe cel cine de aici. Cine ajunge în rai și cine ajunge în iad? Dă-ne, Doamne, să nu știm până în Asta e vorba de la bătrân Abia atunci vom afla nu? A, adevărul e că Mântuitorul ne spune cine ajunge în Rai Cine împlinește voia Tatălui Nu-i de joacă cu astea. Deci aici este Și clar ce Și atât a simplu Christos, de simplu spune Hristos Pe cel, cel flămând l-ai hrănit Pe cel dezbrăcat l-ai îmbrăcat Pe cel străin l-ai scos din străinare, Pe ai? cel uh, din temniță l-ai vizitat Pe bolnav l-ai cercetat ce și stres eu, foarte timp, Ea Și când faci care... toate astea, se prescriu păcatele? nu, nu există prescripție. Există doar uh, e fiecare dintre ele sunt Dumnezeu... câte o treaptă de apropiere de Dumnezeu. Deci cu cât te apropii de cele nevoie, te apropii de Dumnezeu care e nevoia lui absolut. Nu, dacă îmi faci toate astea pe care spuneai că vreau nu să o mă o listă, îți dai cum să avem un, un Nu vrei să, mă, zice... mă las să mă pun și eu bine cu Dumnezeu? O șansă, nu, pentru că Dumnezeu nu poate fi negociat. Aici nu, nu, cu tine, nu cu Dumnezeu. eu vreau să spun un singur lucru, că dacă ai schimba viața unui singur om cu microfonul ăsta și cu talentul de, de jurnalist, da. ai făcut mai bine decât dacă ai imprimi din automatism niște gesturi care par a fi creștine. A, bineînțeles. Și atunci vorbim îți, de lucrurile adevărate. doresc succes. Să știi că Urcum. vocațiile noastre merg cu mult înaintea noastră în rai. E adevărat. Iar faptele noastre, unele alea mici, sunt mai importante. Noi pe facem pe ce credem, că de-aia ne-am întâlnit aici. Da. Sau credem în ceea ce da. facem. Pentru că Iar altfel... pe De altă parte am mai învățat un lucru fundamental. Și când faci să nu zici că faci. Și asta e adevărat. Și sí când nu faci, să nu te temi că n-ai făcut. Nu, și când faci, să nu o spui nimănui. E Mama, Ostrovu, în care la un moment dat îl întreabă starețul, care au un miros de asta, un scutor de da. file, părinte, după ce l făcut, se varză pe bietul părinte. Ce fac, fac să mă mântuiesc acasă? Să face. Și mă scoate, super, super, scoate din sărite bine ăsta pe care, ai e făcut cu public. Și e chemat, e chemat special pentru asta. Vedem în politică, în primul rând, Fac binele bine... carului de reportaj. binele carului de reportaj? Da, binele... una, o altă spus a părintului Porfirie despre care spuneam că iubire e înseamnă să te ostănești pentru cealaltă este încerca să nu mai. că toată lumea cere pe pomenic să fie bine, zice. Nu mai cere să fie bine, cere să fiți buni. Că bun este un este, este, un un... este o caracteristică a lui Dumnezeu. Mai am câteva întrebări care țin de chestionarul lui Marius Tuca. Uh, că... Marius Stucă fiind chiar eu. Eu am, da, am aflat. Da, 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 ai aflat cu ocazia asta. <laughs> Și uite, eu chiar o să public și eu pe mijloacele de informare masă chestionarul ăsta. E un chestionar la care am ajuns tot așa după aproape 30 de ani de meserie. Adică nu m-am născut cu el, cu toate că multe din întrebări poate le-aș fi avut chiar acum 30 de ani când începeam meseria asta. Și te rog să-mi răspunzi cu sinceritate, știu că asta vei face și pe scurt, ca să, să, până... să până... nu, facem, facem trei pe și pe, pe da. cruce de fiecare da. dată, ca la aia, în războiul stelelor, da, da știi? Da. Uh, cine ai fi vrut să fii și nu ai fost în afară de ziarist și de farmacist? Păi nu, am zis ofițer al armatei române, mi-aș ar dori armate foarte românia. mult. Uh -huh. uh, dar așa de fericit cu ce sunt că nu și mă că mai pot nu ai gândi da. la ceași Cine n-ai fi vrut să fii niciodată Hitler, n-aș fi vrut să fii niciodată. Hitler nu ca persoană, nu doar ca persoană, ca atitudine. Ca atitudine. În repugnă dictatorialul. Ce este țara? E suma tuturor oamenilor care fac din ea un rai. De ce ești mândru că ești român? Nu sunt mândru, eu sunt merenie absolută că sunt român și mă bucur că sunt român. Dragul la mii de români smerit. Ce mă bucur că spui că e o, e o chestiune de zmerenie și nu de mândrie, nu. ideea de a fi român. Uh, Pânem, ce s-ar întâmpla, te-ai gândit, dacă părinții noștri nu ar muri niciodată? Uh, I-am vedea triști și abătuți pentru că urâtă e viața fără mar. Asta n a spus eu, A spus-o fi când era foarte mic. Da? A, Câți ani are acum? 23. Mulți înainte și Mulți ce face? a terminat patru ani de teologie, se pregătește să meargă mai departe în psihologie, care e pasiunea. Măcar el trebuia să fi făcut fotbalist. Așa ca hamba suficient de mult. A, ce este sufletul? E darul lui Dumnezeu pentru noi, chipul slavei Dumnezeu din noi, care își cheamă asemănarea. Care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ai făcut-o? Tu n-ai să mor niciodată. Copilul tău ți-a zis asta? Nu. Eu i-am spus soției mele și ea mi-a răspuns. Ah, pe care ai făcut-o, da. da. nu da. care ți s-a făcut. Da. Uh, o declarație la fel de frumoasă a făcut-o fetița mea, Daria, mamei mele. Uh, I-a spus că ea nu o să moară niciodată, că mama zicea, uite, sunt bătrân, mai păi, mamă bătrână și eu o să mor Ce, Ce înseamnă unitatea de duh a unui popor? Și Daria -a Ce spus nu spus zic copii, nu o zic să mor niciodată. <gri> uh, dar care e cea mai frumoasă declarație de dragoste care ți s-a făcut? Nu m-am gândit niciodată. Nu de gândit. De chestionarul nu -a mai, a Mie tine. e suficient să zâmbească soția și copiii. Și... E un răspuns, dar cred că da. undeva un, uh, un om credincios, un om un, un da, uh, de tău a făcut o declarație de dragoste și sufletească mult. neapărat. Nu, neap... nu, mă bucur de... Da? Uh, asta e o întrebare grea. Femeile au inimă? <laughs> în mod <bot>, sigur, da. În <laughs> mod <bot>, sigur, da. <laughs> <laughs> Ce este libertatea? E modul de a spune lui Dumnezeu nu. E atât nu? de liberte, lasă Dumnezeu, încât nu se spun. Au fost situații în care m-am încăpățânat. dă mi un exemplu. n știu acum să zic, dar... Cine este cea mai importantă sau care a fost cea mai importantă muză din viața ta? Muză. Preoții, nu, muze au muzeu, doar. Muză, da, exemplu, până să fiu model bunica dinspre mama, mama, soția mea, partea feminină, ea dintre bărbați tata în mod cert în frizer absolut. Partea feminină, deci a fost mai Da, de pentru că am trăit foarte mult lângă bunica, impresionat de bunica da. impresionat de-a dreptul. Da, deci uite și eu la fel, impresionat de bunica. O Maramureșancă de bun... cu, de bunicii... cu, cu deportare de... la Budapesta și un milită strașnic, toată viața ei care mi-a dat niște lecții de viață. Și eu am fost impresionat de bunice, bunicile mele mai mult decât de bunicii mei. De cine e o chestiune Uite, Dacă mai întreba dacă, care e modelul trebuie. de vacanță, e, modelul de la Gostavăs, la că Am fost în tine eu la vreo, știu, ani, știu, la vreo 5 ani, 6 ani, cred că aveam și am văzut acolo pe penerie imensă, la, niște rude ale mătuș, și atunci am învățat că pepenele se mănâncă doar miezul. Eu ca orășan mâncam până în coajă. Deci, cea Ia mai mare, da, uite, asta e prima declarație vei, aveai mare de dragoste. A, aveai, un bătrân da? care a spart pepenele și să și îndea doar miezul. Asta da, e da. o frumoasă declarație da. de dragoste. Da. Miez de pepene, da. de pepene. Dar apropo, de pepene. cine ai fi vrut să fii, mi-aduc aminte de o, chestiun, de, o, de o declarație superbă. O poezie, de fapt, a Adrian Păunescu că ar fi vrut să fie uh, pământul de pe bocancil soldaților care au participat la unirea din decembrie 1918. O altă de imagine care a frumoasă, dar de ca Ardelea, trebuie să spun că eu mă bucur că sunt piatra, fac parte din neamul care a pus piatra de fundament a Unității Naționale. Doamne ajută! spunem spune un eveniment al lumii la care ai fi vrut să fii prezent. Brazilia, România. A, deci la un eveniment de fotbal, ești mult mai... Nu, no, pentru că fotbalul nu e fotbal. Uh -huh. Mi-ar fi plăcut să stau să respir același aer, dar nu cu PLN acolo, uh -huh. ci cu ai noștri. Exact. Așa cum era. La... Da. În ce an era? Da, de la 70. 70, da. da. Cam așa. Păi, așa dincolo nu te și în nu, păi, pe tocmai asta e. Nu A? contează, nu, nu, contează că m-am născut întreb. cu bucuria asta. Să spun, am trăit într-un cartier în care au trăit copiii lui Sterea Damache care a murit după aceeași Hai să-ți o altă imagine, te rog. un eveniment al lumii care a fost la uh, crucificarea lui Iisus. Uh, N-aș fi avut ca să fiu. pentru că De ce? Nu știu ce curaj aș fi asumat cu ce curaj aș fi asumat momentul ăla. Dacă eram între trădători. De ce să te e vezi singura mea frică. Pentru că e singura mea frică, să nu trădesc crucea aia. A, trăiești cu teama asta? Da, da. Uh, cel mai frumos, uh, nu, uh, care este cel mai important eveniment la care ai participat? A fiecare liturgie e importantă. Din punctul meu de vedere uh -huh. este inalienabilă și să spun, pentru mine a fost datător de tonus pentru viața mea să sufletească primul somn cu băiatul meu după ce l-am adus de la maternitate. Ce frumos! Am simțit că viața mea merge mai departe. E, o, e ca o declarație de dragoste față de... Față de... Copilul tău față de băiatul tău. Nu, nu, că el mi-a declarat dragoste prin asta, nu eu, lui. E, e adevărat. El mi-a zis că nu o să mor. Felul în care ai spus-o acum. Ai înțeles de deci cel când a dormit, că mi-a spus că nu o să mor. Nu înțeles. Care este concertul din toate timpurile la care ai fi vrut să fii prezent? Sunt câteva și vreau neapărat să fiu la un uh, Scorpion, de exemplu. A fost mm -hmm. la noi în Sibiu și n a reușit să mă mișc. Mm -hmm. Altul? Că... De când nu erai? Da, am. Multe part, nu am multe mi-ar fi dorit să fiu la un concert dirijat de Johann Strauss la Viena. Ah, mi-ar fi dorit foarte mult. Da, nu trebuie neapărat să fiu un, un Wagner nu l-aș fi gustat, dar un Strauss. Un Sau mi-ar fi plăcut să fiu la uh, la o aida dirijată de Verdi. Cel mai frumos vis al tău a fost? Ceea ce trăiesc acum. Care, un vis care e, ți s-a da, împlinit. Da. Și a fost un coșmar care te-a urmărit în uh, copilărie? În... Uh... Nu. În armată mi-a fost teamă să nu apăs prost pe trăgaci Și Dumnezeu m-a ferit De ce? Ce s-ar fi întâmplat? Că trăgeai la, nu trăgeai în oameni, trăgeai la țin... Nu știu Trăgeai în ținte de asta Nu știu Și eu m-am rugat atunci Mai ales că ai participat la trageri pe timp de noapte? De toate, dar am participat la, 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 la trageri pe timp de revoluție și atunci A, a scuză-mă evitarea, evitarea glonțului pe țeavă a fost una dintre cele mai mari realizări Pe care ofițerii noștri au reușit să ni le dea în perioada. Ce ai vrut să ai în copilărie și n-ai avut? <laughs> Sunt multe. mi au dorit multe cărți, dar le am acum. M-am bucurat că mult că mi-am... Ce da, ai vrut da. să le ai atunci? Poate aș fi crescut un pic altfel, poate că și învăța mai multe cuvinte. Oricum este... ai avut o bibliotecă în casă, o descrie aici în amintirile da, tale. Da, o, o bibliotecă și, de mare bun și de mare efort a părinților. Și eu am avut făcută de, de mama, nu de tatăl. Da. Tata era mai mult cu altele care sunt nu sunt de sfinte. Dacă te a făcut să faci diferența între calitate și necalitate. Și asta e adevărat. Uite, vezi, mă înveți, ar fi fericită. te aud de acum. Și apropo de carte, mi-a plăcut foarte tare felul în care ai descris apartamentul de bloc în care ai trăit. Și care, vizitat acum, părea mic și neimportant și neînsemnat dar care și pentru mine atunci apartamentul de bloc... A în... fost de curând de acasă la mama suna, și m-am uitat cu jint la pacificul meu cu discuri de vinil. A, deci stau în același apartament? Nu, deci au... Tata s-a stins și eu m-am dus să o vizită pe mama. Înțeles, da și... da, da, și m-am uitat atent. A, și stă da. în aceeași... Da, în aceeași casă. Tot acolo. Nu, unde să ne ducem. Înțeles, și vizitez mama des? Că -te, mingă de Dumnezeu, dar măcar îi telefonez la două zile, măcar o dată da. și stăm de vorbă. Ne declarăm unul altuia că nu murim. Uh, apropo de asta, e o întrebare, ajungem și acolo, ce lucruri ai fi vrut să-i spui mamei tale și nu i-ai spus până acum? Nu, îi le spun pe toate. Îi le spui, spui pe toate, e da. E unul dintre marii mei uh, Primul gând despre mamă, când te gândești, prima amintire? Mama, ochii ok, ei superbi. Superbi și datători de curaj. Câți ani are? 78. Da? Mulți șapte, înainte. Șapte, șapte. Mama a făcut 79. Oh, oh. Mulți înainte ja, mama. Care este marea întâlnire pe care ai ratat-o? Uite, întâlnit cu Părintele Dumitru Stăniloae, am trecut pe lângă el odată. Mm -hmm. Dar n-am avut curaj să mă opresc să-i sărut mai mult decât mâna. Alți părinți să cu care ai vrut să te și nu te-ai întâlnit în afară de Stăniloae? Oh, mi-a fi plăcut cu Sfântul Ion Gură de Aur, vai, ce mi-a fi plăcut să dea cu mine de pământ. Și cu Sfântul Vasile de Mare, cel Mare, să mă ia de urechi și să mă articuleze. Și am o evlavie descoperită de curând mult mai adâncă decât pare la uh, Antimivirianul pe care realmente îl iubesc. Uh. Cine este omul care... Care e cea mai importantă întâlnire din viața ta? Cu tata. Dimineața cu tata erau perfect. Cine este omul care ți-a schimbat viața? Sau o faptă care sunt ți Sunt câțiva, viața. sunt câțiva oameni, ți-a spus de cei doi profesori uh -huh. de limba română, doamna Rodica Căpreu și domnul Florin Șindrilaru, în facultate Mircea Părintele Mircea Păcuraru și alți câțiva din jurul că Bătrânul, cum îi spunem noi Părintele Ioan că Bătrân. Dar uh, mult de tot m-a impresionat și m-a ajutat prezența Părintelui Ion Bria în viața mea, un profesor de dogmatică și ecumenist cu totul special. Pe Bine cine de ai vrut să cunoști și nu, nu ai cunoscut? Pe aceiași oameni pe care ai vrut să-i întâlnești. Da, cred că așa e, cam acolo e situația. Ce prieten ai vrut să ai? Personaj de carte, de film din, sau din viața reală și nu l-ai avut? Nu știu să zic așa ceva. Nu, Uite, eu îți fac o mărturisire acum, dar să nu... Da. Adică asta să nu schimbe ceva. Eu mi-aș fi dorit să fiu prieten cu tine. Da, Asta nu ajute. înseamnă că da. poate devenim într-o zi. Da. Robin, și te spun cu sinceritate. Robin, Robin, Hussie, Robin Hussie se împacă între ei. <laughs> Ce s-ar întâmpla dacă lumea ar comunica numai prin SMS, WhatsApp, Am săraci, Am să de cuvinte. Nu? Cuvintele dau sens comunicării. Unde și cum ai vrea să te surprindă sfârșitul lumii? Cu cine? Aia în fața crucii lui Hristos, că acolo e sens. Cum crezi că vor arăta copiii ai căror părinți vor fi Google, Yahoo sau Facebook? Păi vedem. Ei păi, deja nu. îi vedem, nu? Un pic ADHD, un pic necontrolați, dar extrem de absorbanți la bine. Unde se termină tinerețea și unde începe bătrânețea? Există o graniță care le unește? Nu, cred că există, cum nu există nicio graniță între viață și moarte. Ce răspuns noi, ne încă, noi ne, noi ne încăpățânăm să trasăm o graniță, dar nu există. Nu crezi că la, ar fi bine ca la școală să fie predate lecții de gelozie, de egoism, de vanitate, de trufie? Le avem la școală de fiecare zi. Le avem. Copiii din nefericire crescuți între Cu lecții de felul ăsta. astea. Da. Ce lecții ar trebui, ar crezi că ar mai trebui predate la școală? Păi lecții despre a fi mamă, a fi tată, a fi iubit. Care nu sunt niciodată Nici, predate. Nu există niciun curs. Foarte frumos spus. ce e vinul roșu? De unde vine? Hai, acum cum ar... se bea? Păi eu să-l învăț pe de... Marius că cei cu vinul pe, roșu. nu pe fi mine, pulme. ci pe cei, care se, pe cei care se uită la noi. Nu <laughs> sunt un specialist, eu sunt un tip anti-alcool prin structură. Am citit mult pe temă, tocmai pentru că predau, nu? Halal și coșer la Facultatea de Medicină Veterinară. Dar nu sunt un pasionat, îmi place vinul să-l văd bucurându-i pe oameni și atât. Da, dar un pahar, haide să nu... Totuși deci, măcar. Să nu... Păi nu, dacă vrei să fim prieteni, trebuie să înveți să bei un pahar cu mine, că altfel o nu jumătate, fi prieten. o jumătate pe an aș putea. O accept. jumătate pe an. <laughs> uh, care sunt evenimentele lumii care au marcat lumea în timpul vieții tale? A, mult, multe. Cred că în fiecare zi se întâmplă câte ceva. Da? Nu e fiecare... unul nu. determinant. Nu, păi este, asta este o... Păi e revoluție. Singurul, din decembrie singurul eveniment din care pune vectorialitate la timp e învierea lui Hristos. Întruparea și învierea. Dar în rest Fiecare da. pe... Gândește-te da, bine, put. unitatea care se naște primul copil pe e... Stăpânul lumii. E adevărat. Și pentru mine a fost cea mai frumoasă zi din viața mea, când s-a născut Daria. Dar, apropo de asta, Revoluția din decembrie 89 a avut un eveniment. Da, foarte. Toate au fost. Eu am prins și Brașovul în 87. 87 era da, acolo, da? da. am văzut și Copii o grămadă print. de alte lucruri pe care le-am văzut în viața mea. Nu, nu sunt. Eu zic că. Dar, apropo de. Că vine... Eu am văzut odată un pom în Florin, sub ochii mei. Pentru mine a fost un eveniment fundamental. Cosmic, am auzit cosmic noaptea... de drept da. ne venim în Cosmic și pentru mine a fost cum auzeam noaptea cum înflorește la fel un. În... Da. că era un cais dacă mi-aduc aminte sau da. ceva, se auzeau uh, Dumnezeu ne descoperă florile, prezența Lui în Cosmos muguri. prin tot ceea ce ne poate încânta uh, că vine mai sunt câteva întrebări imediat uh, le terminăm nu că ne-am grăbit undeva noi ne grăbim prea tare în uh -huh. ceea ce facem în contra cronometru vine postul Postul Paștelui. Suntem în postul Paștelui. Suntem în postul Paștelui. Am lăsat de carne și da, suntem da, doar da, pe da. Benzuna. Ce înseamnă postul? Ce ar trebui să însemne postul pentru un credincios? Uh, re... Redarea conținutului credinței. Apostinul înseamnă. Eu tot drept că apostin înseamnă nu prosti. Ai adică ca te menține inteligent, viu, uh -huh. comunicativ, datător de sens lucrurile pe care le trăiești. Cum postim pentru Suflet? Cu atenție. Eu cred că exigența majoră în postit este să adaugi ce puțin la fel de multă rugăciune câtă mâncare preiei. Uh -huh. Adică să fii atent. Uh, există un loc unde singurătatea și libertatea se întâlnesc? Da, sigur, da, la altar. În fața Sfântului Altar, duminică de duminică. Sau de sărbătoare, că nu ca, Sau în fiecare zi Eu am sugir de liturgie în timpul săptămânii care... Vă spunem o jucărie a copilăriei care, de care ți-aduce aminte un, sau un joc un drag din copilărie. Un trenuleț. Un trenuleț monorai. Da? Mi-am mi dorit foarte Și tare. Și eu mi-am dorit de mult, dar mi-am... De la până la urmă. Unele da, dar unul pe care mi-l-am dorit e visul vieții mele. Nu nu. Avut. nu. Ce este lumina? Este suma privirilor lui Dumnezeu peste lume. Dacă ar fi să te întâlnești cu, cu cine vrei să te întâlnești? Cu Hristos sau cu Dumnezeu? Păi, Cristos fiind Dumnezeu, nu e o diferență așa. Nu? Noi avem un Dumnezeu în trei persoane, tată, Fiu și Duh Sfânt. Este Cristos. Deci că zici Cristos, zici Dumnezeu. Uh -huh. Mă întâlnesc și îmi place. Uh, întrebarea, știi ce spun? Pentru că sunt oameni care se raportează Da, mai ca și grabă. cum Dumnezeu e un ceva, așa. Deci un... ce înseamnă. E mai în vârstă. Cam deci ce înseamnă întruparea lui Cristos. Îl ține tânăr tot timpul. Păi asta tânăr. spun. Că da. Sunt unii care se raportează la Dumnezeu, Tatăl. Da? Deci eu cred că te poți întâlni cu Dumnezeu doar în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Nu mai așa. face în El... Uneori mi-e un pic rușine un de curent Dumnezeu. Trifazic, așa știi. Mi -e, uneori mi-e un pic teamă și de fapt rușine de Dumnezeu Tatăl și de păcatele mele și atunci cred că mă poate ajuta mai mult Hristos. Dacă s-a apropiat de firea noastră, a preluat firea noastră fără de păcat. Și știi? ne gândim că totuși 33 de ani și că rămân întotdeauna tânăr. Deci pot să gândesc așa sau nu? Da. E un păcat? Nu. Eu zic că da, dar în acea moment să ai grijă chiar să-i spui lui Hristos la spovedanie păcatele. Păi ca da. așa, la plezneală... În... Păi da, da bine, <laughs> le, bineînțeles că le spun întotdeauna. Da. Și mai degrabă cred că le vede. Iar eu, să eu vreau spun. să spun că cel mai apropiat din persoană Sfintei Trăim pentru un om detalia ocupatului da? este Duhul Sfânt, care ce? nici nu se simte. El e ca o prezență continuă. E energie necreată care le însoțește. Nu lui Hristos păcatele pentru că le vede. Și mai ales în momentul în care le fac Și să înțeleg că Daria dacă ar veni cu o notă proastă de la școală Nu trebuie să zică, îți arată numai carnetul și Nu trebuie să-ți explice de ce a pățit-o Înțelegerea noastră e dincolo de asta A înțeles, așa și cu tatăl E adevărat Deci chiar nu se uită în carnetul, nostru de uită, îți dau scris Deci unde ți-ai dat întâlnire cu Dumnezeu? Sub toate cele trei forme, Duhul Sfânt, Hristos și Dumnezeu Tatăl cum te-ai îmbrăca, te-ai duce nu, cu ceva. Asta sunt De obicei, gol am un și... cadou? Uh, dacă inima mea ar fi de folos, da. <coughs> păi vezi? Zice la un moment dat că la fericitul ironie trebuie treaba când se încăpățâna i-a zis Doamne, dăm dă mm. să-ți aduc ceva ce tu n-ai. Și dacă... știi ce i-a răspuns? Nu. Adun păcatele tale. Fiul dăm, le, dăm, păcatele tale. Eu, atunci la fiecare întâlnire mai duce cu păcatele mele, <gântu> pentru că știu că... Așa mergem toți, la... nu te minți. A, nu mă min, nu mă min. Toți dar... suntem o structură păcătoasă da, dar, să mă joc. în care se îmbibă iertarea lui Dumnezeu. Dom cu cât se... ne, se... ah, da. ne lăsăm mai mult păcate Da. Dar cu cât ne lăsăm mai mult iertați de Dumnezeu, ne îmbibăm în iertarea Lui și dăruim iertare. Și, și în fiecare zi, am suficient de păcate să mă las iertat în fiecare zi. Dar spunem te rog, dacă ar fi să se i acorzi să, să -i acorzi iertarea lui Raskolnikov din crimă și pedeapsa lui Dostoevski, i-ai da iertarea? E vorba de o crimă, totuși. Preotul zice așa, iar eu nevrednicul preșul duhovnic cu puterea ce îmi este dată de ieri și te dezleg. Nu eu dau iertare. Nu i-o dai, este dar interfața. o intermediezi. Ai putea să pledezi pentru Rascolnicov din crimă și pedapsa? Din punctul meu de vedere, preotul e obligat prin rugăciune și în genunchi pentru înainte oricine. să uh, Suntem mai buni ca este stai Nu ni s-a evit ocazia. Asta e adevărat. Uh, ce este timpul? Uh, timpul este... Acum să-ți dau un răspuns care îmi place mie. Da. De uh, parcă din părintele este dă... de... de din părintele este ce este diferența între strigarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Ah, Timp, da, timpul e nu poate stai... fi decât liturgic. Samuele, ce, Samuele, ce răspuns, ai sunt doamne, poruncești. Ce nu, răspuns frumos ăsta da. e. Absolut frumos. Iar în părinte să spune că, de fapt, sărbătorile sunt vârfurile acestui, acestor munți de mm -hmm. timp. Uite, era o întrebare de mai răspuns, Cu cine ai vrea să te întâlnești mai degrabă cu Hristos sau cu Dumnezeu? Mi am zis Am înțeles răspunsul. Uh, și ultima întrebare pentru prima noastră întâlnire. Îmi doresc să fie și altele. Doamne ajută! Și dacă ar fi să te întâlnești cu un sfânt al istoriei și credinței noastre cu care ai vrea să te întâlnești? Cu sfântul! Cu sfântul... Între sfinți nu, diferență. nu e oricare diferență oricare dintre ei, ei m -aș... Și să știi că în viața mea sunt convins că am întâlnit cu sfinți. Uh, o întâlnire cu Arsenie Boca? Uh, mai mult, este foarte comercializată? Mai, în... mai mult decât oricând. Acum când unii îl prigonesc alții îl și alții se îndoie asupra vieții lui. Sper din toată inima să fim suficient de decenți încât să nu avem nevoie de anchete penale pentru a ne canoniza un Mulțumesc mult pentru participarea de astăzi Domnul la o ediție cu totul, totul specială. Eu mulțumesc. țineți a aproape!